În județul Maramureș, structurile Ministerului Administrației și Internelor și ale Ministerului Apărării Naționale au continuat seria activităților care le-au fost desemnate. În 24 de ore au avut 112 misiuni, printre care și cele de verificare ale persoanelor care sunt în autoizolare sau carantină și a celor care se află pe stradă nejustificat. Pentru nerespectarea prevederilor legale au fost aplicate 147 de sancțiuni în valoare de peste 263.000 de lei. De asemenea, au fost identificate 145 de persoane care nu au respectat prevederile legale instituite prin ordonanța militară 3 cu privire la interzicerea circulației în afara locuinței sau gospodăriei. În județul Maramure sunt 2980 de persoane în izolare la domiciliu și 705 în carantină, venite în țară din state aflate în zona roșie de risc și care, în conformitate cu procedurile stabilite, au intrat în carantină instituționalizată. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș atrage atenția persoanelor aflate în carantină că dacă părăsesc locul în care au fost carantinate fără aprobarea autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora și vor răspunde penal conform legii. De asemenea, persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat, la care au optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, cu suportarea cheltuielilor efectuate pentru carantinare.